Salut! Noi suntem Cocolix și bine ați venit la Minecraft! Unde ești, Cristina? Sunt în casa de lavă! Nu uitați, Cocolixilor, să apăsați butonul de like! Pentru mai multe episoade de Minecraft! Pentru cât mai multe episoade de Coco Minecraft, Felix! Sunt lângă un golem. Mă ascund după golem. Nu mă vezi? Nu mă vezi? Nu mă vezi? Nu mă vezi? Nu așa că nu mă vezi? Ba mă vezi! Patul, stătea acolo și te uita la mine, vezi că vin după tine, te fugăresc. De ce bani e obi meu? Cristina, trebuie să fac un obi. Nu uita, dați like dacă Cristina vrea să facă obi. Încă n-am avut timp să mă apuc de obi, dar urmează cu colegilor tare mult îmi doresc să pot să fac un obi. Am făcut o, modificare la... ce comic căsuța asta. Am făcut adică un... Stai că n-am floare, n-am floare. Am făcut o modificare, uite... Am făcut o modificare, hai că vine ora de nani. Stai că eu n-am pat. Hai, fugi, fugi. Tu ai un pat? Da, da, am un pat. În unde? Aici la mine. Arată. Am două. Hai, perfect, perfect, perfect. Hai sus. Vino nu sus. Ne putem prin apă. Nu, nu, nu. Mi-e fain așa. Ia uite. Să nu cazi, să nu cazi. Este posibilitatea să cad, Felix. Am modificat puțin scările sus, deoarece Cristina a zis: "Eu nu pot să-mi obiți casa dacă n-am spațiu." Astăzi vrem să facem căsuța din copac, dar nu avem spațiu înainte deoarece... Nu facem nicio căsuță din copac, facem căsuța din nor. Scuze, căsuța din nor, da. Și nicio căsă din copac. Dar n-aveam spațiu să renovăm, așa că l-am pus pe Felix să modifice puțin. Ca să facem acolo super drăguți. Asta va fi locușorul nostru în care ne vom refugia. Felix, dar noi degeaba ne grăbim, că monștrii nu vin așa de sus, nu? Ba da, vine oriunde întuneric. O să vină? Oriunde întuneric. Chiar la înălțimea asta? Chiar mai bine la înălțime. Cum adică mai bine? Opa, opa, stai că aici, aici lipsește ceva, să nu cazi. Auleu. Asta e. Ce bine că te-ai dus tu primul, că altfel eram super căzută de demult. Da. Dar ce frumos arată satul nostru. Vii? Orașul nostru, de fapt. Da, vin. Așteaptă-mă, așteaptă-mă, așteaptă-mă. Vii? Frate, dar cât e de lungă, cât e de înalt. Vino! Imediat, că mi-e frică. Hai că mai avem jumate. Cum adică? Hai, Cristina! Imediat. Tu cât încet mergi? Ce păi mi-e frică la curbă. Posibil să cad. A, uite, așa. Uite aici. Așa, hai. Aoleu, deci dacă pic... Asta trebuie. A, să vedem unde ajunge. Oh, mai e, da. Vine apă. Ce este? Ăștia sunt norii sau apă? E că mai puțin. A, erau norii. Așa. Suntem cu capul în nori. Era o melodie. Așa, cu să capul aici, așa. În nori. Adică am făcut o modificare ca să putem intra pe aici, deoarece nu putea crăstână. Nu puteam, frate. Dar tare fain aici. Vezi? Să nu calci pe ăsta, că ăsta iară poți să calci, știi? Da, da, da. Tu da, ce ai da. Un covor în mână, bravo ție. Ție tot mi se mut aici de la mouse-ul și meu. Și Cristina. Ia uitați cât de fain avem aici, cât de romantic. Pune și mie un pat să dorm, pune aici un pat. Nu, vrei afară? Da. Ține. Și tu te dormi înăuntru. Și eu dorm înăuntru ca da. O prințesă. În prințesă. Mă duc aici ca o prințesă să dorm în căsuță. Dar după ce va fi căsuța gata, va veni și Felix cu mine. Să facem noi amândoi aici. Să nu zboare patul. Bun, ok. Ești mulțumită cum n-ai spațiu? Sunt mulțumită, dar haide să distrugem. Cu târnăcopul sau topor. Cu ce? Da, n-am topor. Uite mai bine. A, ba da. Hai să-mi pun și eu. Și lemnul ăsta tot ne rămâne nouă? Da. Hai bun, așa. Hai bun. Ia ce patul. Acum, astea-s lucrurile trecute din chest. Cristina mi-a zis de când a început video. Nu fie chest acolo, pe chest. Ce? Ce? Ce ți-am zis? Să nu fie chest. Să nu fie chest în mijlocul camerei. Acum, nu știu exact ce o să facem din căsuța asta. Locul nostru de refugiu. Dar nu știu exact. Hai că le pun pe toate aici, așa. Na, tu iau eu chestul, tu vezi, ia din ăsta și ornamentează cum vrei. Hai. Da, dar nu știu exact care este scop. Dar ce chestia asta? Ce? Avem un ceas. Da, ceas pe perete. O, ce șmecher. Care va fi scopul căsuței astea? Trebuie să am o tematică. De frumusețe, de cum vrei tu, că n-am făcut... o să facem laboratoare și alte Hai chestii. Hai să facem un jacuzzi. Nu facem un jacuzzi aici, că n-ai cum să faci, n-am nicio apă. Am intrat la glowstone. A, nu merge cu glowstone. Tu fă-i acolo, pune patul, pune covorul, știi tu. Uite, uite, ai cărți, ce mai vrei? Poți să-mi fac canapea? Da, faci canapea. Din scări? Sau dacă vrei, din marmură. Din marmură vreau. Coarță acesta. Stai, unde e masa de lucru? Da, am coarț. N-am coarț, Felix, aici. Am doar lână albă. Ok, ia-l pe ăsta, hai. Mersi! Unde vrei să-l pui? Ia să vedem unde vrei să-l pui. Dați like! Deci facem așa, îl chinem pe luță. Uite aici, o canapea așa, super șmechiră. Hai că te-am învățat cum. Încerc. Stai să văd dacă reușesc. Te-am învățat cum, ia să vedem cum faci.
Așa. Da. Și în spate gol? Gol, gol. Cristina, nu te-am învățat cum să faci și marginile? Ba da. Imediat le voi pune. Așteptați. Dar o faci prea lungă, trebuie să spargi. De ce o fac prea lungă? O fac perfectă. Nu din astea, margini din marmură. Dar nu mai știu. Nu mai știu margini din marmură. O pui așa. Pune una, să vezi. O, tot așa o scară? Uite, pune așa, da. Uite așa aici. Stai că chiar nu mai țin minte. Așteaptă. Cum așa? Nu-mi iese. Păi nu ți-am zis de aici așa? De unde sunt eu așa? Așa? Nu ți-am zis de unde sunt eu așa deasupra? De ce m-am urcat deasupra? Păi n-am văzut. Păi uite așa, uite așa, de aici așa. Stai că e prea mică după. Vreau aici. Nu, Cristi, asta o pună pe să vezi. Și după aceea tu, deci nu mai țin minte. Ia. Așa. Na, acum pune-o. Hai să pun una. Nu mai pune una, că era bine, că după aceea capul cealaltă în colț. Era bine așa. Stai că nu știu cu ce s-o dărâm. Pune acolo și gata! Nu se pare că e prea mică. Pune-o să vezi. Așa. Și hai că e bună. Și asta tot așa o dărâm. Da, și pui acolo. Așa, uite-te! E perfect, e perfect. Vezi? Și acum, mamă, ce bogătași suntem. Dar de ce ne-ai lipit-o? Ca să ne plimbăm și pe acolo. Nu ne plimbăm, e mai mare spațiu. Uite, se pierde mult din cameră. Păi las, Felix, ca să nu apară mucegaia acolo. Nu apare mucegaia, pune-o la perete, hai. Acum vrei să o stric? Da, hai, pune-o la perete. Deci Felix are o obsesie, vrea toate lucrurile să fie lipite de perete. Ține ca la țară. Na, ține. Nu-mi place. Stai să vezi ce era mai frumos înainte și nici măcar nu mai am dintr-o ăsta. Nu mai am, nu știu unde dispărut, mi l-ai luat tu. Ia uite-te. Nu-mi place. Atunci pune-o cum vrei. Na, pune-o acolo. Ziceți voi, cocolicilor, vă plăcea? Bă, în garsonieră să stai, dar tot miru cu camerei canapeaua. Păi, dar dacă avem aici spațiu... Pune-te unde vrei. Mă duc și mă sar de aici, de la început. Dar tu ai și alte lucruri. Fă-i cărți de citit, Felix. Cam pe telefon toate e-book-urile. Da, dar aici în Minecraft n-avem. Pune aici așa, uite, o dintre asta, uite aici. Ești mulțumit, așa vrei? Mă, e interesant. Stai să punem, uite așa. Interesant, ce ziceți, dar hai să punem și aici. Uite aici. Ce? Una. Uite. Unde? Aici. Păi nu poți, că e geam. Ei, păi îl modificăm noi de afară. Ca să facem... Stai, dar vreau să facem simetric. Dar nu se poate. Din cauza că-s geamurile. Nu era mai interesant așa, cum e fără asta? Ba da, dar nu-i simetrie. Dar nu trebuie să fie simetrie, trebuie să fie fain. Trebuie să fie inerție. Ba da, este frumos. Dar nu mai am aici coarță ca să mai fac și un fotoliaș. N-ai via coarțul și du-te pe scări, dar să nu-ți faci multe. Dar unde să-mi fac scări? Uite-te, uite aici așa. La masa de lucru? Da, să nu-ți faci mai multe. Dar nu știu cum. Le pui în formă de scări, să nu-ți faci multe, să n-apeși pe shift. N-apeși pe shift? Nu. Dar ce se întâmplă dacă... Mi-a făcut doar 4. Asta zic, că dacă apeși pe shift se face din toate. Ah, ok. Dar aici nu știu exact, cred că fac o canapeluță dintre aia mică. Stai, că știu eu, știu. Stai să vedeți. M-am învățat și eu deja. Hai, eu mă prind mai greu, dar mă prind. Nu. Ia, te-am făcut un fotole modern. Am crezut că va ieși cu spătar, dar nu mi-a ieșit cu spătar. Vrei și spătar? Nu mi-a ieșit cu spătar. Pune una invers de aici așa, două invers de aici așa. Ți le pun eu? Sari pe asta, pe geam, cum sunt eu. Păi, e bun. Oh, este chiar foarte bun. Și acolo ce faci? Îți relaxezi picioarele. Deci aici e pentru altă persoană. Mai pune scărți până sus, că suntem cititori. Scărți? Scărți, da. Pune scărți. A, ce fain arată. Vă place ce idee a avut Felix? Mi se pare magnifică. Scărți, nu cărți, scărți. Scărți. Asta pentru bogătași. Asta era mai bun dacă îl pune mai încolo. Că nu așa pe aici, așa ce se păi pierde spațiu. Păi atunci stai că îl distrug atunci. La mie mi se pare super nostim. Scărți. Dar fac fotoliu dintre ăla. Ia pune tu o masă aici în mijloc de marmură și punem noi un covor. Stai, Felix. Ce covor că avem? Că eu până ce fac aici fotolile mele. Ce covor avem noi? Ce covoare? Ai tu cumva covor la tine? Da. Ce culoare? Stai să văd acum, apăs pe E. Am roz. Roz? Roz și alb, dar doar două albe. Am roz, uite, ține, 24. Am nouă albe.
Oarbe. Ține, ți-am dat acolo. Covor plutitor. Dacă vreau să fac cu roz. Păi e roz e casa, deci cum vrei. Aici am mai făcut un canapea. Uite, e cam mare, nu? Ce? Canapeaua asta. Fac așa. Până la urmă fac fotoul meu modern. Eu am să fac o masă în mijloc ca să facem ceva, o măsuță. Nu o să stai mai înainte. O să facem în mijloc. E bun fotoul ăsta. Ia uite-te ce fotoul am făcut. Ce părere aveți? Este interesant. De ce nu faci o masă în mijloc? Acum. Stai să văd. Am bucăți de coarț. Avem ghivece. Ai ghiveci la tine? Da, am 9 ghivece. Uite, fac o măsuță. O, dar ce mare. Ce e asta? Vrei, Ba da, uite, e fain. Dar poți să faci slab. Poți să fac slab de coarț? Da. Serios? Trebuie să încerc cu slab normal. Dar nu știu dacă pui pe, dacă poți să pui pe ceva. Dar dacă e așa măsuța în mijloc, da, albă, e fain? Da, e chiar atunci, foarte faină. Atunci du-te și pe slaburi. Stai să le distrug ca să-mi rămână tot mie. Nu cumva să le iei tu. Mă duc aici la masă de lucru și fac niște slaburi, să văd dacă știu. Am făcut 6. Ok. Am făcut 6 slaburi. Haide, fă să 6 grăsuțe, haide. Stai că nu mai am aici, am niște pământe la arunc. Nu, ăsta, slabul ăsta, ține tu slabul ăsta. Dar de ce nu-l pui în cutie ce nu trebuie, că de-aia ai spațiu cutie. Uite cutia aici. Cristina, puneți câteva lucruri în cutie. Ia slaburile alea pe care le-am făcut. Aha, puneți în cutie câteva lucruri. Așa. Auleu. Nu știu ce să-mi pun. A, un șevalet, poate ne punem și niște tablouri. Uite, am niște ciuperci aici. Și niște carne. Așa. Ai tu ghivece? Da, am ghivece. Okay. Hai. Hai să vedem. Dar eu am făcut slaburile lelo, da? Așa. Astea sunt slaburi făcute de mine, sunt niște slaburi speciale. Absolut. Nu mai există ca ele, sunt cele mai faine de pe lume. Acum să vedem unde punem masa. Uite așa, asta e masa de bucătaș. Mai punești două. Unde două? Aici, așa. Păi nu, că vine exact la mijloc. Pune să vezi cum arată. Asta e o masă mare. Nu-i faină, că după aia zici că e un fel de covor. Că e deja prea mare. Felix pune covor alb. Ia uite ce n-ai fain. Vrut tu să pui covor roz? Nu a fost. Da a fost? Nu a fost. Dar pui peste tot? Unde vrei tu? Eu am crezut că pui... punem parchet pe dedesubt. Nu pui... Dar n-avem parchet. Poți să pui parchet aici. Vreau să-mi pun... Am aici un șevalet. Pune-ți el. Dar mai termin... Eu zic să nu pui chiar peste tot, că după aia nu mai putem să punem mobilă sau da, nu știu. Da. Unde să-mi pun eu șevaletul ca să pictez? Uite aici în colț. Nu-i așa? Două șevalete, unul pentru mine, unul pentru tine. Poți să-i pui pe chestiile astea, că dau și lumină. Ia până pe asta. Așa de sus. Ha? Stai să văd cum arată jos. N-am o rumură ceva să-i pun pe cap. Aici pictăm noi. Arată fain fără, parcă. Așa, da? parcă e o statuie, parcă nu este folosibil. Ăsta îl iau, cum îl iau? Cu lemnul? Toporul. Cu toporul? Dar uite că nu vrea. Dă-i. Așa de greu e de făcut? Tot dai în el cu toporul? Dă-i mai repede. Ok. Deci fiecare își pune șevaletul lui. Eu mi-l pun pe al meu aici. Și eu lângă o să pun o oriță. De ce? Așa că n-am toaletă aici sus. Și faci la legheanul ăla? Lângă fotoliu? Să umple. De pe fotoliu? Stai pe fotoliu? Și o pictez lângă tine? În timp ce stai pe toaletă? Nu, că uite, o facem uite aici, după copac. Păi du acolo. Da, nu, lasă. Felix, fă-i o gaură în pământ, afară, și faci cascadă. Lângă copac, că sunt frunze. Bun. După cum vedeți, draperia noastră s-a tras magic. Da. A venit noaptea, trebuie să faci nani. Nu poți să fac nani pe canapea. Nu poți să faci nani, poți să stai noaptea, că aici o să fie fain și noapte. Păi, ai spus că vin zombă. Păi nu vezi că e lumină. Ok atunci, dar, Felix. Ia să punem... Nu putem să ne facem o lampă. De care? Să facem un băț. Da. Și facem un slab de glowstone. Merge slab de glowstone? Sau punem pur și simplu un glowstone. Stone. Pune. Da? Da, ai un băț? Da. Ia, dă-mi un băț. Mersi! Așa, ia să văd. Să fac un fel de lampă dintre aia cu picior. Dar pur și simplu mi-ai dat un gard. Da, și ăla e bățul. Și ăsta e bățul? Da. Ia să văd, îl pun aici. Ia ce glost, nu? Și mai pun pe el încă unul. Așa în altă. Așa. Să vedem. Mi-ai dat și glost, nu? Aha. Că nu-l văd, e afară? În picior, la tine, mână, undeva. L-am luat. Aha. E bun, ia să vedem dacă reușim.
Adică, uite așa. Stai, nu. Nu! Nu trebuia? Cu târnăcopul că se strică, uite că l-ai stricat. Am crezut că am făcut cu mâna liberă. Păi, nu poți, păi da, dar nu poți cu mâna liberă. A, trebuie cu târnăcopul? Cu târnăcopul. Ia uite ce faină e. Și aici avem un fel de lampă. Bun. Păi, chiar cute. Ai făcut cumva vreo față? Că mi-a plăcut, față de că-mi place. Cocolicilor, nu cred pe Felix. Da, știi ce nu mi-a plăcut mie? Aici. Ce faci acolo la mine așa, în ce am făcut eu? Ia să văd ce faci. Ți-a luat puțin covor, că nu-i simetric. Uite, partea asta nu era. Și acolo era, înțelegi tu? Păi ce vrei să faci acolo? Acolo să nu fie. Și în restul casei, ia să văd cum amentez până fac aici, trebuie să văd cum amentez tu. Păi, voiam să-mi pun aici un ghiveci cu o floare, dar nu cred că se poate pune, nu? Pe slab. Se poate face vază plutitoare. Uite aici. Pun aici așa. Pentru că, de ce nu, să fie super absolut drăguț. Așa, cam ăsta este stilul nostru în Minecraft. Așa. Ați dat bureană ca să pui, te poți să pui copacul ăsta. Copac? Uite, ai bonsai, hai să vedem. Vrei să pun copacul înăuntru? Da, ia pune. Ia să vedem. Unde? Aici, în colțul ăsta? Pune. Nu, nu, în loc de ghiveci. Cum adică? Pune un ghiveci. În ghiveci? Da, să văd dacă merge. Să crești un copăcel în ghiveci, va veni bonsai atunci. Merge? Ia, stai să fac aici schimbul. Vezi? Uaaa! Vezi? Ți-am zis? Ferigă de Minecraft! Și cum s-a ajuns la asta? Tu, datorită ție, tu ai dat acordul să punem ferigă în Minecraft. Ia uite. Mamă, dar e super șmecher. Îmi place tare mult. Trebuie puțină lumină. Ar trebui. Să vedem ce avem aici de lumină. Felix, ăsta au pus covor peste tot. Nu mă înjurul. Uite, ce e asta? Covor peticit. Unde? Aici. Ce? Lasă. Covor peticit. Ce e asta? Trebuie pe jos să ne punem o ceva frumos. Dar când o să avem, că deocamdată n-avem. Ce chestii mai putem să mai decorăm? A, dar știi ce puteam eu? Ce? Aici, în loc de glowstone ăsta dita mai, pot cu mâna liberă? Nu, cu târnăcopul, cu siltaci. Târnăcopul? Are siltaci, apasă pe el. Uite pe el. Apasă. Și uite pe el. N-are siltaci. Păi atunci sparge-l tu. Sparge cu lopata. Are siltaci cu lopata, da. Da, are. Acum. Vezi? Aici vreau să-mi pun un lampion. Poate arată mai bine. Ia să vedem dacă arată. L-ai pus tu? Dar nu așa, ca afară! Da, da, uite-te așa. Uite. Nu? Zici că e de afară. Și cum vrei? V-am direct pe el. Uite așa. Acum nu-i de afară. Nu-i de afară. Am new recipes unlocked la mine. Check your recipe book. E de interior. E de foarte interior. De interior acum. Ce idei mai ai, Felix, ca să facem aici frumos? Păi, uite, ce mai pun oamenii în casă? Stru lampionul ăsta. Place. Și pun aici două chestii. Ai, e frumos. Așa. Că dar nu trebuie să facem chicios. E frumos. Pune și partea alaltă să fie simetric. Simetric. Să fie simetric. Pun eu lampion. La celălalt pun eu lampion. Hai, pui tu. Așa și pun eu lampion. Pune tu lampion, hai. Am pus lampion. Așa, bravo. Oh, ce frumos. Ui, asta e de artiști, fraților. Ăsta este atelierul nostru de pictură. Felix, n-avem... Ce să ne mai punem la pictură? Hă? Tablouri. Am niște tablouri aici. Unde le putem pune? Pe perete. Dar pe perete unde? Uite, știu, Felix o pus aici ca să facă... Să-mi fie rece la picioare. Nu ne distrugi. Păi, dar nu ne stă bine șavaletul. Ce? Las că stă bine la fain acolo. Da, uite, aici ai uitat să pui. Nu am uitat, tu mi le-ai distrus. Pune-le. Ia uite ce fain. Acum, partea asta, în camera asta n-avem nimic în partea asta. Păi știu, asta întreb și eu. Ce punem? Ce au artiștii la pictură? Ia pun un tablou să vă cum dă. Pun acum un tablou, dar unde? Pune pe sticlă, că dacă nu schimbăm sticlă, pune așa aici. Ăla nu-i tablou. Stai frame. Stai să văd, dar n-am. Aba da, am uite aici, am niște tablouri. Imediat. Ce e ăsta? Dacă vrei, îl distrug și pune altul în schimbul lui. Vreau să-l distrug și să pun altul, dar acolo sau în altă parte? Mie îmi place aici. Îți place? Da. Aici oricum putem schimbăm asta. Nu aici. Mie îmi place așa, în partea asta, așa aici, așa. Uite ce fain este, lăsăm pe asta. Ok. Și în locul lui pun, mai avem marul din asta roz, magenta.
Lână. Da, roz ai tu? Nu, am doar albe. Ai tu lână roz? Nu, n-am nici albă, nu cred că am. N-am. Dar nu mai avem pe aici printr-un... printr-un cufăr. Încă s-a distrus ăsta. Pune tabloul la loc. Pun tabloul? Să vede dacă mi iese exact același tablou. Dai puțin. Așa, ca să fie. Pune. L-am pus prea sus. Așa, l-am pus. Dar așa. Nu vrei să-l pun mai la mijloc? Nu, 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 pentru că... Vrei mai la mijloc? A, nu prea, cu una măcar. Dă ăsta e uruțel. Stai să mai încercăm. Uite așa. Aha. Uite ce fain. Și atunci aici trebuie sticlă. Da, 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 da. Ce interesant este atelierul nostru de pictură. Am eu două bucăți de sticlă. Pot eu să le pun? Pune una, hai. Așa. Am pus! Perfect. Oh, ce cute este căsuța noastră. N-avem și noi niște puțiuni, Felix? Nu, asta nu e de camera de puțiuni. Nu, adică niște sticluțe așa, ca și cum ar fi alea ale noastre de pictură. Nu. N-avem. Atunci ce mai putem pune aici? Uite, pune un ceas. Ceas, ca da, să știm. Ia un ceas. Ca să știm. Dar unde s-a dus tabloul? Ia un ceas. Ce? Unde mi s-a dus tabloul? Ah, l-a spart de afară, mai pune unul. Păi, Felix, mi-ai spart tabloul. Iar pui ăla. Pune tablou. Ar trebui ăla să-l punem la baie. Dacă o să ne facem vreodată o baie în Minecraft, ne punem tablou dintr-o la mic. Gata, l-am pus. Asta cu bătaie e altul. Ăsta e, ăsta era. Nu era asta cu karate, era altul. Ăsta era, Felix! Ia mai schimbă câteva să vezi. Ăsta era. Mai schimbă. Dacă zic că ăsta era. Uite, știu, mă pune să schimb. Oh! Ăsta era. Hai să încerc și eu. Mai asta. Asta. Ăsta era. Da, mai sunt altele, nu ne-a dat soarta. Păi uite, da, uite-l pe ăsta. Unde? Ah! Oh, ăsta e șmecher, dar e cam mare. Ar trebui pus aici. Unde? Nu putem să-l punem, dar trebuie să dăm jos asta. De-aia nu mă lăsa, știi? Ah, da? Da. Ok, hai, iau tablou și pune-l pe la mare cu fetița. Să vedem. Asta e nu, cred că-ți place. Ăsta e fioros. Asta e karate mai mare. Dar ce dea tablou? Sunt aici în Minecraft. Asta e nu, cred că-ți place. Asta nu-mi place. Eu vin aici de relaxare. Îți place. Uite! Ăsta! Uite și tu ce artistic! Ai lampion? Da! Pune! Chiar unul singur mai am. Așa, și pune. Trebuie să-l punem. Pune și în partea cealaltă. Bă, păi am zis că am doar unul. Păi dai unul. Dăm. Așa. Așa. Și acum îl pun. Deci noi stăm aici la șevaletul ăsta din colț și pictăm. Ia dăm niște scări de marmură. Îți dau acum niște scări de marmură. Una. Mai dăm? Atâta. Mai fă. Mă duc să fac. Uite aici, așa. Cam câte vrei? 1, 2, 3, 4, 6. 5. Dau cu shift. Nu dai cu shift, iei 4. Și mai încă o dată, dacă dai cu shift să fac pe toate. Ah, ok. Dă-le. Unde ești? Era lângă mine? Ține. Păi dă-le toate. Poftim. Ia să văd ce face gamerul cu echerul. Ia. Ce colțar! Îmi place! Și aici super duper cute! O măsuță. A, dar sunt prea multe măsuțe. Mesuțe. Sunt cam multe, Felix. Pune tot... Masa asta nu prea-mi place. Da. Ar trebui ceva de lemn. Poate puteai să pui uite aici colțarul, tâc, ca să se integreze spațiul în jurul mesei. Mi-e place. Da, e fain și așa. Ceva de lemn, dar ce să pui de lemn? Am aici lemn, am cărămidă, uite, lemn deschis la culoare. Iar vrei slaburi? Da. Ia încearcă cu asta să vezi cum dă. Astea sunt slaburi, zici? Nu. Vezi cum dă. Vrei slaburi? Stai că am pus una prea mare. Cred că ar merge bine cu slab. Atunci ia slaburi. Stai. Zici că îmi dai la găini când îmi dai. Acum pun. Ia să vedem cum dă. O, dă mult mai bine. Ce ziceți? Ai pus ceasă pe perete? Nu, că tocmai atunci observasem că a dispărut tabloul. Dar unde să punem? Pe care perete? Uite aici. Nu pot să pun pe perete. Nu poți? Nu mă las, nu știu ce cauza. Dar ce e ăsta? Cloc, nu știu ce nu mă las să pun clocul. Cocolicșilor, aveți idee de ce nu ne lasă să punem clocul? Îți place cum arată tot? Da, deci e un super atelier. Aici parcă mai lipsește ceva. Unde? Uite aici.
aici așa, vezi? În zona asta nu știu ce să punem. Hai să punem niște ghivece. Nu, hai că pun cărți. Da, pune cărți. Ia să vedem. Niște cărțuri. Oa. Deci e super șmecher. Mai pun eu aici o dintre asta. Uite, să văd dacă mai am vreo floare. Dacă nu iau un copac ceva. Am floare. Uite, am pus-o deja. Afară avem niște lână plutitoare. Sau, nu, aici este. Gata, am luat-o. Ce ziceți, cocolicșilor? Deci arată super șmecher. Da, uite, chiar arată fain. Eu aș veni aici să pictez, să mă refugiez. De aici de sus poți face tablouri cu întreg orașul. Ia uite și tu ce priveliște avem. Ca să ne luăm sursa de inspirație. Dar e ia foarte uite fain. Și tu, vin aici să te uiți în jos. Da. Wow! Asta este căsuța artiștilor. E foarte fain. Și uitați-vă ce fain este nutul. Chiar e foarte fain. Chiar mi-e place. Deci aici se întâlnesc artiștii, aici pictează și citesc cărți și toate astea de pe pereți sunt albume de artă. Șmen. Hai să facem bungee jumping până jos. Haide să te văd. Reușim? 2, 3 și... Oh my god, sper să cad în apă. Ce repede te-ai dus tu, Felix. Hopa! Haide! Ura! Sunt și eu aici, spatele tău, nu mă vezi? Nu mă vezi, Felix? Am floare. Tu, ce încerci să te ascunzi de mine? Ha! Oh, stai că eu nu mai pot să mai ies. Unde ești? Nu mai pot să mai ies. Cristina, că nu poți să iasă din apă, asta mă, cum ieși? Stai, mă duc puțin înapoi. Așa, și de aici sar. Ha! Ia uite și șmecheră. Am fost isteață! Nu s-a apăsat butonul de Coco Like! Scrieți în comentarii ce vreți voi și ne vedem data viitoare! Pa!